După declarațiile xenofobe de săptămâna trecută al susținătorului fervent al pasului Marin Andoni, care a afirmat că le dorește oamenilor boli incurabile, Ministerul Sănătății a declarat pentru Canal 5 că instituția este la curent cu aceste afirmații, dar nu le va comenta. De ce? Aflați din material. La o săptămână după ce susținătorul fervent al pasului și stomatolog de specialitate Marin Andoni a instigat la ură și a lansat blesteme, Ministerul Sănătății, deși este la curent cu situația, a refuzat să se expună pe acest subiect. Vreau să vă zic numai o propoziție în legătură cu aceasta. Deci Ministerul Sănătății nu comentează declarațiile cu tentă politică. Și nici medicul stomatolog generalist Marin Andoni. Dar nu cunoașteți despre îngenere despre acest... Eu știu despre ce este vorba. Despre un video postat de acest Marin Andoni. Da. Corect. Deci, v-am spus, Ministerul Sănătății nu comentează declarațiile cu tentă politică. În același timp, Colegiul Medicilor responsabil de investigarea cazurilor de malpraxis și comportamentul medicilor a afirmat că nu avea informații despre acest incident, dar condamnă ferm astfel de comportamente. Referitor la dacă poate fi sau retrasă licența, universitatea nu este abilitată sau împuternicită să retragă licență. Chestia asta îi revine Ministerului Sănătății. Dar, adică, deocamdată, eu nu sunt la curent. Ce declarație a făcut, ce a făcut? Mi se pare inuman ca orice persoană, deci nu contează ce profesie are, să dorească cuiva așa ceva. L-am contactat pe avocatul poporului, Ceslav Pancov, pentru a afla dacă în urma acestor injurii, Marin Andoni ar putea pierde licența și, în general, să comenteze această situație. Însă, acesta nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Amintim că, la puțin timp, după ce a lansat mesaje de ură etnică, îndemnând oamenii să nu-l voteze pe Stoianoglu pentru că e găgăuz, activistul PAS, Marin Andoni, s-a dezlănțuit din nou pe rețelele de socializare. Acesta a postat un videoclip în care, într-un atac de furie, aproape tremurând, spune că dorește ca familiile tuturor celor care au furat să se îmbolnăvească de cancer, dând de înțeles că se adresează celor cu viziuni politice diferite de ale sale, asta după ce a fost amendat de către IGP. Menționăm că pe mesaje de ură, precum și pe discursuri care instigă la dezbinare, este construită întreaga retorică a activiștilor PAS. Aceștia participă cu regularitate la protestele organizate de alte formațiuni politice, unde atacă și înjură manifestanții și lansează acuzații nefondate în adresa oamenilor, de cele mai multe ori sub privirile nepăsătoare ale polițiștilor. Nu doar activiștii PAS dau dovadă de comportamentul sfidător. În aceeași cheie își permite să comunice și deputatul PAS Oazuna Antoi, care a asociat dansatoarele ansamblului de dansuri joc cu fete ușuratice și tot el i-a numit pe moldovenii care nu susțin viziunea politică a Partidului Acțiune și Solidaritate boi și vaci încă călțate. Mai amintim că anul trecut și președintele Parlamentului, Igor Crosu, și-a exprimat nemulțumirea că locuitorii Găgăuziei vorbesc în limba rusă.